Bine v-am regăsit, dragi urmăritori. Am venit în control puțin la solarele demonstrative să văd ce se întâmplă pe aici și am găsit așa. Vedeți, sunt toate vârfurile, sau majoritatea, la aceste două rânduri, peste sârme. Și, după cum știți, aici am folosit cârligele pentru prăbușit, speciale pentru prăbușire, pe care o să le folosesc acum să prăbușesc aceste plante, deci vârfurile să coboare cumva în zona aerisilor laterale, ca să avem o legare bună în continuare. Acum trebuie să facem invers montării, da, ații. Deci o scoatem din cârlig pe sub ață, ca să desfacem nodul și pur și simplu coborăm ața, da? Am făcut deja un nivel. Un nivel la care să punem vârfurile și acum ața pe sub cea care a rămas acolo și o strângem și s-a blocat. Încă o dată. Deci, ața pe sub ață s-a slăbit. Acum îmi permite să prăbușesc roșia. Vin cu ea în partea asta. Și acum mă întorc sub ață și blochez. Cam așa arată partea de jos. E cam de vreme, vedeți că încă n-am cules, nu s-au copt toate. O să le punem niște protecții la fructe, să nu se strice. Dar vreau să fac și eu o mică defoliere. Mai tai câteva frunze. Și după cum vedeți, vârfurile sunt drepte, nu mai ating de folie. Și bineînțeles, după ce culegem fructele, continuăm prăbușirea. Adică ele or să vină practic pe pământ tulpinii. Deci o soluție foarte bună pentru legarea la etajele de sus, pentru că coborâm rodurile în deschidere, scade temperatura și productivitatea o să fie mai mare. Pentru defoliere, vedeți că am achiziționat un cuțit special care are o protecție în momentul când tăiem frunza să nu rănim rodurile sau frunzele sau tulpină. Și e foarte eficace. O să fac o mică defoliere să se vadă mai bine. Știu că nu este corectă, vedeți că las 3 roduri în aer, dar probabil că o să grăbească un pic și coacerea aceasta defoliere. Mi-a spus foarte multe întrebări despre aceste șerii și să știți că am primit informația că nu sunt disponibile nici în sezonul următor aceste semințe. Probabil în 2026 o să fie la vânzare semințe pentru aceste minunate șerii. Uitați-vă și dumneavoastră ce productivitate, ce mărgele frumoase și sunt foarte bune la gust. Cuțitul ăsta este foarte bun pentru defoliere și un preț foarte, foarte mic. Abia aștept să văd cum decurge această operațiune de prăbușire și la etapele următoare. O să vă las în descriere link-uri de la cele cârlige pentru cei care vreți să le cumpărați dinainte, să fiți gospodari adevărați, adică iarna car și vara sanie. Și bineînțeles și de la acest cuțit, că mi se pare foarte interesant și foarte util. Eu o să continui cu prăbușirea și la Bengala, la Pomodoro, dar nu foarte mult, pentru că rodurile alea sunt cam mari, vedeți în spate acolo, și n-aș vrea să stricăm acolo. Ia uitați, rodurile de la Pomodoro, pardon, și la Bengala, pe partea cealaltă. Nebunie! Nebunie, nebunie! Deci și următoarele două rânduri o să fie prăbușite
la fel ca acestea. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă doresc mai bine.